De a venit de la prietenii mei, m-au sunat pe rând acum niște luni, Molnar Levente, apoi am vorbit cu Tom Gabor, apoi cu Liști Andraș. Ne-am gândit la să o omagiem pe Luisa Oros, o actriță mare. Când eram copil, am văzut filmele, din păcate ea nu mai joacă, dar cred că festivalul are această sarcină și e un rol important educațional, în primul rând, să arătăm celor tineri filme mari despre artiști care mai sunt în viață și Luisa Oros este unul dintre ei. Apoi, de mulți ani, cred că de peste 10 ani, o tot așa din, nu chiar în fiecare an, dar îi dăm un telefon doamnei Carmen Galin, care, iar eu personal, a fost una din cele mai mari actrițe de film ale României. Am pregătit un mic video să-l și vedeți. Va primi premiul de excelență al festivalului. Veți vedea în imaginile astea o actriță cum eu nu cred că mai existați în România, din păcate.